sănătate, doi succese, anul care vine să fie mult mai bun. Să-l invităm pe domnul Alexandru să face și o mică expoziție de porumbei. Domnul Alexandru, sărbători fericite la mulți ani. Mulțumesc la fel. Vă rugăm să ne iertați. Încă o dată, la 7 ore, nu știu. Ce tu pleacă de aici? Ce tu să nu ai netul? Dacă și ai netul. Ce mă n-am ca netul? Nu ai netul. Nu ai netul. Nu ai netul. Tu crezi că eu mai stau să fac, că eu făceam, dacă v-ați povesti eu, cum făceam eu căscătorul, echipa la înainte, o să spuneți, bă, nebuneală. O luam de miercuri, bă. De miercuri făceam o listă cu 10 porumbei, când aveam la zbor 40-50. Spuneam 10, puneam 10 la echipă. Porumbei care erau dormeam și joi de dimineață, dădeam drumul afară. Unul, vedeam eu când prăz vorbim bine, taie-l. Joi la prânz puneam baie. Unul nu era, taie-l. Și rămâneam sâmbătă de dimineață cu 6. De noi așa se trebuia să mai tai unul. Deci luam, mă duceam cu ei de două ori la 20 de metri. Sâmbătă tineam, de două ori, mai baia, mai baia, de două ori. Vedeați cum intrau? Care intra ultimul, taie-l. Dar mai pot și eu numai. Cum ai aveți răbdare? Îl pun pe Adi, Adi zice, zic, cum stai în genunchi? Îi fac cu toți. Într-un compartiment de ochi. Cum stai în genunchi, mie mi dai și eu fac ce fac. La mână. Diferența e comparat. Da, da, că nu mă interesează. Am așa, Adi. Nu duc în rost. Poate trebuie, dar eu îmi spun acum. Și pe ăsta l-am lăsat o iarnă și pe urmă l-am băgat.